Salut! Sunt Robert și vreau să vorbesc în filmul ăsta despre mărirea prețului la gaze de anul ăsta. Și poți să înțelegi că nu e o chestie care se întâmplă așa de la natură, ci e o chestie concertată, o chestie pe care o fac unii cu acordul guvernului ăsta care trebuie să ne protejeze pe noi, cetățenii. Și o chestie nasoală pentru noi. Stăteam săptămâna zilele astea în fața calculatorului și pop, mi apare pe e o notificare de la furnizorul de gaze. Furnizorul de gaze cu care am schimbat contractul acum două luni de zile sau o lună jumate. Ceva de genul. Cum că de la 1 a 10 -a se mărește prețul la gaze. Și e foarte drăguță chestia asta. Pentru că stai și te gândești, bă, dar de ce? Pentru că dacă stai să te citești cumva presa asta, nu numai a noastră din România, ci să mai citești și pe aia din Europa, așa, o să vezi acolo că se discută foarte mult despre scăderea prețului la gaze în iarna asta, datorită faptului că s-a dat drumul la conducta aia Nord Stream, care leagă Germania de Rusia și care va invada piața europeană cu o mare cantitate de gaze. Aproape de două ori mai mult decât era până acum. Da? Și asta, se, asta efectul chestii este este o reducere a prețului la gaze pentru Europa de vest. Pentru că ei au nevoie, ei sunt mai săraci, nu? Sunt mai săraci oamenii. Guvernul se pare că lucrează ca să-i protejeze pe săracii din Europa de vest. Ăștia alți care sunt mai bogați în Europa de est, trebuie să plătească mai mult, că așa e natural, nu? Așa e normal, să plătească mai mult, că au un guvern care nu se ocupă de chestia asta și pe care, pe care nu-i interesează dacă populația plătește mai mult sau mai, mai mult sau nu. Ce s-a întâmplat în România? Păi în România s-a întâmplat următorul fenomen. S-au liberalizat prețurile, s-a liberalizat piața și liberalizarea asta a pieței vine cumva pe fondul a vreo doi, numai doi producători de gaze naturale în România. Adică rom, Gaț și OMV Petrom. Ăștia doi sunt, nu sunt alții, da? Cumva aveam nevoie de liberalizarea pieței în conțiile care avem doar doi producători, nu avem 100, avem doi, da? Iar de la ăștia doi producători iau gaze foarte mulți distribuitori, da? Uh, cumva liberalizarea asta a pieței nouă ne-a fost vândută că există foarte multe firme în piață, dar firme care distribuie, nu care produc, da? Pentru că, în momentul în care nu există firme care produc, și există doar două firme care produc, a doi fac jocurile. Că n-ai cum altfel. Adică despre ce liberalizare vorbim? Vorbim, de fapt, de o, o chestiune de monopol sau bipol, cum vrei să-i spui, că nu este monopol, este bipol, în care doi jucători, doi producători fac reguli. E adevărat, reguli care se transferă către 100-150 de furnizori, de distribuitori. Da? Dar aia nu contează. De fapt, contează pentru că își pun și aia niște prețuri suplimentare pentru, peste prețurile producătorilor. La fel se întâmplă și la energie electrică. Numărul de producători de energie electrică din România a scăzut. A scăzut pentru că s-au închis niște facilități. De exemplu, Mintia s-a închis anul ăsta. Da? Cu cât scade numărul de producători, cu atât mai mult cererea va fi mai mare, ăia nu vor putea face față și atunci tendința este să mărești prețurile. Cam asta e regula generală a jocului. Ce fac alții? Păi Ungaria își face fabrică, își face. își dezvoltă încă un producător de energie electrică pe centrale pe cărbune. Polonia a negociat cu UE ca centralele pe cărbune să fie închise până în 2049. Adică cumva să-i mențină ca să-și păstreze independența energetică și să nu importe energie. România ce a făcut? Păi România a închis mintea. Acum. Acum, noastră când aveam nevoie de foarte multă energie. Și pe termen lung noi vom avea nevoie de foarte multă energie în următorii ani. De unde o luăm? Păi dacă închizi asta o să o importăm din afară. A ce prețuri? La prețuri la care le vor aia. Da? Bun, să revenim la gaze. Asta ca să înțelegeți cam care e politica așa în Europa și cam care e politica în România. Adică toate, toate, guvernele din Europa care sunt cu scaunul la cap și care au grijă de cetățenilor, lor încearcă să facă tot felul de politici de protejare a economiei și a cetățenilor prin investiții locale și prin producători local sau prin parteneriate strategice, așa cum face uh, Germania cu Rusia. Germania pe care doar încurdă sancțiunile pe care le spune SUA că le va impune și că o să le facă și că o să îi doare la bașcheți. Păi noi nu lucrăm cu rușii. Nu, noi nu lucrăm cu rușii, că noi suntem proști. Germanii sunt deștepți și noi suntem proști. Da? Noi nu, noi suntem deștepții pământului că noi nu lucrăm cu rușii și avem o politică de agresiune uh, la nivel de guvern dusă împotriva Rusiei. Da? Adică ăia care pot să ne dea gazele și care pot să ne dea gazele mai ieftin dacă am fi prieten și n-am fi agresiv cu ei. Bă, dar nu trebuie să fii prieten, dar măcar bă, nu fi agresiv. Păi ești agresiv cu ăla care poate să te ajute într-un într anumit moment? Păi ești un tâmpit dacă faci treaba asta. Da? Cam asta, cam asta e politică. Bun, una peste alta, unul din producătorii ăștia doi, adică RomGaz și OMV Petrom, a redus producția de gaze cu 10% anul ăsta. Așa, ne pusă masă, au zis ei, bă, hai să nu mai, nu vi spun care, că n-are -are sens, adică, cred că îl ghiciți și voi, nu asta e important. Dar a zis, bă, hai să nu mai producem atât de mult, de ce dracu să producem atât de mult? Hai să reducem producția. De ce au făcut asta? Pe momentul în care reduci producția de gaze, v-am explicat și cu OPEC, cu petrolul, că s-a întâmplat asta și ei controlează prețurile prin chestia asta, prin nivelul producției. Da? În momentul în care ai redus producția de gaze, există cerere mai mare, în felul ăsta se măresc prețul. În momentul în care s-au mărit prețurile și au ajuns la un anumit nivel, tu dai din nou drumul la producția de gaze. Da? Când iarna, când e nevoie de multe gaze. Vă explicam la un moment dat că sunt niște jocuri de culise care se fac la momentul ăsta prin care se încearcă vânzarea Salrom către Austrieci, OMV Petro, pentru ca să folosească uh, galeriile subterane care au fost dezvoltate, care au fost create prin exploatarea sării, să depoziteze acolo gaze naturale, care sunt niște rezervoare uriașe de gaze naturale, gaze naturale care să fie Stocate acolo pe, tot perio pe toată perioada anului și să fie vândute atunci când prețul este cel mai mare. Da? Adică e cumva o chestie de genul ăsta în care tu ai o casă, eu închiriez lui 1 și după aia la vine și îi dă lufitu, lufitul. Casa ta, eu închiriază la preț de trei ori mai mare decât eu tu, Da? Mai mult își plantează la tine pe teren fructe, legume, toate alea și după aia vine și le vândeție, toți e la preț mărit. Cam asta se întâmplă, ca să înțelegi cam cum, e, cum stau lucrurile la tine. Și toate astea se întâmplă sub oblăduirea ta, adică a guvernului, care ar trebui să nu facă treaba asta, ar trebui să ne protejezi. Și nu ne protejează. De ce? Vă las pe voi să răspundeți la asta, pentru că eu am tot spus pe aici și tot spun de vreo 2 ani de zile, eram înjurat pe toate rețelele sociale și pe Facebook și pe LinkedIn, când spuneam de nenorocitul de Dobitoken și de nenorociții ăștia la PNL și USR, care o să ne bage în faliment. Lumea nu credea atunci. Uite, am ajuns acum să vedem și sta să vină iarna, că n-avem iarnă. Pentru că guvernul acum a liberalizat piața în condițiile în care UE recomandat ca liberalizarea pieței să vină după ce se adoptă legislația cu consumatorul vulnerabil. Noi nu avem legislația asta adoptată. Și nu avem adoptată pentru că nu există bani la buget ca să susțină consumatorul ăla vulnerabil în condițiile în care prețurile cresc. Da, Se discută de ea acum cu și cu Dobby Token și cu șmechereștea din guvernul ăsta. Abia acum discută să o implementeze din 2022. 2022, adică probabil din februarie, martie, după ce trece iarna asta. Și își bagă șmechereștea în bani, bani în buzunar, la greu. Despre asta este vorba. Ca să vă dați seama cam cum funcționează lucrurile în România de astăzi. Uh, de ce e o prostie chestia asta adică ăștia sunt nepricepuți da, e posibil să fie nepricepuți e posibil să fi fost luați prin surprindere dar nu toți pentru că sunt unii pe acolo care știau cum funcționează adică trebuie să fii tâmpit la cap și să nu ai niciun fel de legătură cu economia asta să-ți dai seama că dacă furnizorul de gaze reduce producția cu 10% unul din ei, din aia doi adică pe orice motiv ar fi reducerea asta de, de, de preț de, de producție, asta nu va afecta economia și nu va duce la mărirea prețurilor în economie. Trebuie să fii tâmpit. Adică trebuie să fii prost. Sau mărșav. Eu merg pe mărșav, corupt. Eu merg pe varianta asta, mărșav, corupt, decât pe tâmpit, pentru că nu prea stâmpiți. Adică sunt niște lucruri care le fac cu bună știință. Da? Și atât de simplu să-ți dai seama. Bun, mulțumesc. Dați click pe subscribe și pe clopoțel. Vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici. Vă aștept și la următoarele. Mulțumesc, la revedere!